La ora 8:40, poliția a fost alertată că într-o casă din localitatea Otopeni se află un bărbat împușcat. Odată ajunse la fața locului, autoritățile au confirmat informația și s-a dovedit că este vorba despre Florin Zalomir, locotenent colonel al jandarmeriei București Ilfov și fost campion mondial și european la scrimă. Bărbatul s-ar fi sinucis cu arma personală deținută legal. Acesta a trecuse printr-un divorț și, conform datelor oficiale, urma să fie executat silit pentru aproape 72.000 de lei, bani care ar fi reprezentat pensia alimentară neachitată fiicei sale. Anul acesta a întâlnit o altă femeie cu care s-a și căsătorit, dar relația nu a funcționat. Nu părea să aibă probleme foarte, foarte mari, pentru că el era un tip puternic în general. Căsătoria asta a fost ceva neașteptat, pentru că nu știa multă lume de relația asta nouă pe care avea, cu atât mai puțin de căsătorie, după care a urmat imediat divorț. Vecinii abia dacă îl cunoșteau, fiind o persoană discretă care nu le-a lăsat impresia că ar putea recurge la un asemenea gest. Pare rău să aud, îl știu din vedere, ne salutam mereu când aici venea. Locuia, nu știu cu cine locuia, eu v-am spus. Când îl vedea, trist, nu, era un om normal, ne salutam, mi se pare că și acum două zile ne-am întâlnit. Mi se pare foarte liniștit, adică niciodată nu au fost probleme sau chestii de genul ăsta, nu... Fiecare își vede aici de treaba lui, suntem o comunitate mică. Însă, surse apropiate anchetei spun că în ultima perioadă superiorii ar fi observat că evenimentele din viața privată și-au pus amprenta asupra lui și ar fi recomandat să meargă la consiliere psihologică. Surse judiciare susțin că Florin Zalomir ar fi fost convocat de cel puțin două ori la discuții cu psihologul, însă a refuzat să facă acest lucru. Responsabilii din jandarmerie spun că Zalomir fusese declarat apt la testarea psihologică obligatorie, numai că aceasta a avut loc în 2021 și următoarea s-ar fi desfășurat peste 3 ani. Acum a fost declanșată o anchetă internă.